Curățenia nu a fost niciodată mai plăcută. Într-un oraș, pubelele au fost programate să transmită mesaje audio seducătoare cetățenilor care aruncă gunoiul. Inedita inițiativă face parte dintr-o campanie autorităților de a încuraja oamenii să păstreze orașul curat. Conform digi24.ro, de fiecare dată când o persoană aruncă gunoiul, pubelele transmit mesaje de încurajare. Un videoclip postat pe YouTube arată o persoană care deschide coșul de gunoi și ca răspuns aude mesaje încurajatoare. O, oh, chiar acolo, da. Întoarce-te curând și fă asta din nou. Și, mm, un pic mai la stânga data viitoare. A fost grozav de bine, scrie Insider. Coșurile de gunoi cu mesaje audio nu sunt ceva nou pentru al treilea oraș, ca mărime din Suedia. În 2017, Consiliul orașului a cumpărat 18 astfel de pubele vorbitoare, din care mai sunt active doar două în prezent, scrie Sienen. Noutatea acum este abordarea seducătoare. Aceste pubele au fost montate în scopul de a înveseli oamenii și de a-i încuraja astfel să arunce gunoiul și a păstra orașul curat. Campania are scopul de a face cât mai mulți oameni să vorbească despre cel mai murdar lucru care există aruncarea gunoiului a lucrurilor care ajung pe străzi, în piețe și în mare, a declarat Mari Person, care se ocupă de infrastructura din Malmo. Persona a mai spus pentru presă că vocea prin care se transmit mesaje în suedeză aparținea unei persoane celebre, căreia nu a vrut să-i dezvăluie identitatea. Malmo este renumit pentru proiectele ecologice inedite care l-au transformat într-un oraș verde și durabil. Necesarul de energie pentru case, magazine și clădiri de birou din zonă este asigurată din surse regenerabile, relatează digi24.ro.